FCSB Ioveni. Vă spuneam, antrenorul din acte este începând de astăzi Adrian Matei, dar omul care se ocupă efectiv de pregătirea echipei Ioveni este Marius Stoica, cel care a fost numit la începutul lunii noiembrie, atunci când l-a înlocuit pe Flavius Stoican. Agitație mare pe banca Iovenului în acest sezon. Alex Pelici, Flavius Stoican, acum Marius Stoica și Iustin Popescu. Este 2-0. 2-0, marchează șut. Până la urmă, dominarea celor de la FCSB se vede și pe tabelă. O primă intervenție bună a lui Iustin Popescu, dar erau acolo mai mulți jucători ai FCSB-ului decât fundași de la Mioveni și în aceste condiții șut a deplinit o simplă formalitate. Sunt prezentate și minutele de prelungire pentru această primă repriză, 2-0, 2 goluri și pentru FCSB pe tabelă, 2-0. La cum merge jocul, pare că vicecampioana a rezolvat această partidă. Marchează așadar șut pentru 2-0. Revedem aici o primă intervenție a lui Iustin Popescu, corner bătut de Tavi Popescu. Din nou Ejuma la originea acestei faze, el trimite cu capul, periculos, respinge în față portarul Ievenului, dar șut, urmărește atent și înscrie pentru 2-0. Greșeală destul de mare în defensiva celor de la CSM Ioveni, inclusiv Iustin Popescu a respins nefericit acel balon. Te înțeleg.